M-am dus la magazin să-mi cumpăr o bluză, însă în loc să mă ajute, vânzătoarea mi-a spus câteva cuvinte care m-au făcut să plec rușinată din acel magazin. Era începutul săptămânii când fiul meu m-a sunat și mi-a spus că duminică va veni împreună cu prietena sa la noi. Am fost nespus de bucuroasă. Era prima dată când fiul meu aducea o fată acasă, iar el avea planuri mari cu ea. Mi-a mărturisit că simte că ea este aleasa inimii lui și că plănuiește să o ceară în căsătorie chiar în acea zi. L-am anunțat imediat pe soțul meu, care a fost la fel de încântat. Joi am făcut curățenie lună în toată casa, iar vineri am decis să merg la un magazin de haine pentru a-mi cumpăra o bluză și o fustă, deoarece îmi doream tare mult să port ceva frumos în ziua când fiul meu venea cu iubita lui la noi. Am ajuns la magazinul de haine, m-am uitat în jur și am găsit o bluză foarte frumoasă, dar din păcate nu aveau mărimea mea. Atunci am observat că era o nouă vânzătoare la acel magazin. Am rugat-o pe vânzătoare să mă ajute și am întrebat-o dacă au cumva mărimi mai mari. În loc să mă ajute, vânzătoarea, o tânără destul de arogantă, mi-a spus pe un ton obraznic: Doamnă, cred că cel mai bine este să mâncați mai multă salată. Altfel nu veți găsi nimic care să vă vină. Am simțit cum sângele îmi urcă în obraj de rușine. Era adevărat că eram o femeie mai plinuță, dar nimeni nu avea dreptul să mă umilească în felul acela. Am lăsat bluza la locul ei și am plecat plângând din magazin. Ajuns acasă, i-am povestit totul soțului meu, care s-a înfuriat atât de tare încât a vrut să meargă și să o reclame directorului magazinului. L-am rugat însă să nu se ducă. Am încercat să uit întâmplarea și să mă concentrez pe ziua de duminică, când fiul nostru urma să vină cu iubita lui. Duminica a sosit, iar când am auzit sunetul mașinii în fața casei, inima mi-a tresărit de bucurie. Însă când au coborât din mașină, am simțit cum îmi fuge pământul de sub picioare. Iubita fiului meu era nimeni alta decât vânzătoarea care mă făcuse să plec rușinată din magazin. Nu-mi venea să cred. Când ne-am privit, ea m-a recunoscut imediat. A încercat să pară politicoasă și m-a salutat, dar privirea ei a spus totul. Îmi dorisem ca această zi să fie specială, așa că am pregătit cele mai bune mâncăruri și prăjituri. Am stat ore întregi în bucătărie, asigurându-mă că totul este perfect. Pe lângă asta, le-am cumpărat cadouri amândurora, deoarece doream să-i fac fericiți și voiam să arăt cât de mult îmi pasă de fericirea fiului meu. Însă, spre surprinderea mea, nimic din toate acestea nu a părut să o mulțumească. Când tânăra a intrat în casa mea, am încercat să o întâmpin cu căldură, în ciuda experienței neplăcute din magazin. Am zâmbit și am invitat-o în living, unde pregătisem totul pentru masa festivă. Speram că eforturile mele vor fi apreciate și că acea întâlnire ar putea declanșa o relație bună între noi. De îndată ce a intrat, tânăra a privit în jur cu un aer superior și a spus: nu credeam că o casă atât de mare poate avea un decor atât de învechit. Și la masa asta oare nu găsiți o față de masă mai modernă?" Am încercat să-mi păstrez calmul și i-am răspuns cu o voce blândă: am ales fața de masă cu gândul că se va potrivi cu atmosfera de familie. Dar dacă nu-ți place, putem găsi altceva." Soțul meu, care stătea la masă și încerca să fie amabil, a zâmbit și i-a spus: e bine să ai un gust modern, dar uneori tradiția aduce confortul casei. Ea l-a privit de sus și a răspuns sec: știți, uneori, tradiția nu e decât o scuză pentru a nu investi în lucruri noi. Asta vă ține pe loc. Eu sunt de părere că trebuie să evoluăm. Soțul meu a tăcut, neștiind cum să răspundă unei astfel de remarci. Eu însă începeam să simt cum mă cuprinde indignarea, dar am încercat să-mi păstrez calmul. Ne-am așezat la masă, iar eu i-am servit mâncarea, care fusese gătită cu multă dragoste și grijă. Însă, după prima înghițitură, tânăra a făcut o grimasă și a spus: e cam grasă mâncarea asta, nu credeți? Poate ar trebui să fiți mai atenți la ce mâncați. Nu vreau să ofensez pe nimeni, dar sănătatea contează, mai ales la vârsta voastră. Am simțit cum mă înroșesc,
dar am încercat să răspund calm. Am vrut să pregătesc ceva tradițional pentru această ocazie specială. Sunt rețetele noastre de familie. Ea a dat din cap ușor dezgustată și a continuat. Poate ar trebui să încercați ceva mai ușor și mai modern. La fel cum spuneam și despre casă, modernitatea nu ar strica. Apropo, și casa ar avea nevoie de câteva îmbunătățiri. E destul de depășită. Fiul meu, care până atunci rămăsese tăcut, a început să devină vizibil incomodat de comportamentul ei. Privindu-l, am decis că nu mai pot suporta. Am privit-o drept în ochi și i-am spus: dragii mei, mai știți că v-am spus că am fost umilită într-un magazin de haine de către o vânzătoare? Ei bine, ea este cea care m-a umilit. Fiul meu și soțul meu au rămas uimiți, privindu-se unul pe altul. Fiul meu a întrebat-o, vizibil afectat: este adevărat? Tu ești cea care a umilit-o pe mama în magazin? Ea a ridicat din umeri, nepăsătoare, și a răspuns cu același ton arogant: da, eu sunt. Dar am avut dreptate, chiar are nevoie de salată. Nu vezi cât e? Cuvintele ei au căzut ca un fulger în tăcerea grea din cameră. Fiul meu s-a ridicat încet de la masă, a mers spre ușă și a deschis-o. Totul s-a terminat între noi. Pleacă, i-a spus ferm, fără să își ascundă dezamăgirea. Ea a părut șocată pentru un moment, dar fără alte cuvinte, și-a luat lucrurile și a ieșit. Rămăsesem doar noi trei, în tăcere. Fiul meu s-a așezat din nou la masă și ne-a spus cu o voce moale: îmi pare rău, nu am știut. Mă bucur că am aflat adevărul înainte de a fi prea târziu. Atunci am realizat cât de importantă era sinceritatea și bunul simț și cât de mult conta că fiul meu a văzut adevărata față a acelei fete înainte să fie prea târziu. Slavă Domnului că a înțeles la timp. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.